și întinde și a zis, împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. A trimis pe robii să se cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis iarăși alți rob și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit tot spățul meu și vitele mele cele îngrășate au fost tăiate, toate sunt gata, veniți la nuntă. Dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat unul la olda lui și altul la negustoria lui. Ceilalți au pus mâna pe robi și au bătut joc de ei și i-au omorât. Când a auzit împăratul, s-a mâniat, a trimis oștile sale amicii pe ucigași aceiași de așteptare. Atunci a zis robilor să-i nota este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Duceți-vă dar la răspântile drumului și rămas la lume pe tot aceea pe care îi veți găsi. Robii au ieșit la răspânt, i-au strâns pe toți pe care i-au găsit și buni și răi și odaia spățului din nuntă s-a umplut de oaspeți. Împăratul a intrat să-și vadă oaspeții și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haina de nuntă. Prietene, i-a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Omul acela a anunțit. Atunci împăratul a zis slujitorilor săi, legați-i mâinile și picioarele și luați și aruncați-le în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Căci mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Amin. Cu toții știți că istoria de pe Tera a început cu o nuntă. Și istoria de pe Tera se va sfârși cu o nuntă. Problema mare la nunta cu care am început istoria, la nunta din Eden, știți care a fost? Am avut un ospătar care nu ne-a vrut și nu a vrut să ne facă un meniu bun. Ne-a dat o mâncare cu gust de moarte, cu gust de păcat. Și de la mâncarea aia, noi a trebuit să ieșim din Eden și să trăim în această lume. Dragii mei, vestea bună care vă aduc astăzi este că va fi o nuntă din cer. Dar ospătarul va fi schimbat. În cer ne va face el o mâncare. Și mâncarea aceea va avea gust de veșnicie. Dar ce folos că vă spun de astea două nunți? Și în mod special de ultima nuntă. De la prima n-am mai cum să participe. Și nu vă dau soluția cum ați putea participa la această ultimă nuntă. Dragii mei, în această seară vreau să răspund unei întrebări care spune așa, de ce ai nevoie ca să ajungi la nunta din cer? De dumneavoastră, trăim într-o vreme când se fac nunți și unii se bucură, de exemplu, dacă ai copilul tău, te bucuri. Dacă e prietenul tău și știi că a fost la nuntă și poate te cheamă și nu ai bani acum, poate te chiar bucuri acum. Dar, ca să răspund aceste întrebări, vreau să vă spun că, în primul rând, când se fac nunți, acest pământ, avem nevoie de o invitație. Mă gândesc că nimeni nu merge la masă, la restaurant, fără invitație, nu? Poate la cea adunare vin toți, dar pentru a fi lângă mine, în toată acea zi specială, ai nevoie de o invitație. Apropiindu-mă acest text, apropiindu-mă de ceea ce trăim în această lume, vreau să vă spun că în versetul 3 spune așa, a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. A trimis pe robii săi, deci cu alte cuvinte, dragii mei, noi am avut parte și avem parte de invitație. De fapt, de la Arad am venit cu acest scop, de a vă prezenta invitația pentru această nuntă. Probabil că veți întreba, cine v-a dat voi să ne invitați la nunta asta, cine v-a mandatat pe voi? Dragii mei, după cum observați, noi în mâna aceasta avem o carte. Și ca să ajungi la nunta din cer, ai nevoie de invitație, care e cuvântul Evangheliei. Mi-aduc aminte de o cântare care spune atât de frumos, dați-mi în mână Biblia divină, carte în lume, asemenea ei noi. Și-am putea întreba, dar cum poți să spui asta? Că nu ai auzit de Eminescu, de operele lui, nu ai auzit de Crean, nu ai auzit de Mark Twain. Și-am putea înșela oameni care au ajuns să ia premiul Nobel pentru literatură. Oamenii ale căror cărți sunt citite și comparate și sunt considerate bestsellere. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. În viața pe care am trăit-o, au citit cărți.
Dar nicio carte nu m-a mângâiat cum a fost Biblia. Când a fost la răsfânti și la răsfrunși de drumuri, nicio carte nu mi-a vorbit cum mi-a vorbit Biblia. De asemenea și când am fost în București, ca să-mi traseze o linie și o direcție mai departe, nicio carte nu mi-a dat indicii și direcție cum mi-a dat Biblia. Știți de ce refuză, și am făcut nuntă și știu asta, de ce refuză mulți invitațiile din ziua de astăzi, vorbind din punct de vedere fizic? Din două motive. În primul rând, s-ar putea să nu le convină mirii în sine. Să nu le convină mirii. Să zică, eu nu l-am mințit niciodată pe băiatul ăsta sau pe fata asta și nu am nicio tragere de inimă să mă duc la ei. În al doilea rând, pot să refuze invitația. Știți de ce cauză? Din cauza locației și implicit a costurilor. Sunt unii care își permit, de exemplu, să meargă la un local mai normal sau alții la un restaurant de 5 stele, la un hotel. Și vor întreba și îți uite pe invitație, oare unde va fi nunta așa asta? Dragii mei, Iisus Hristos știa când o să răspund, o să punem întrebările astea, când ni s-a adresat și când a venit El să ne vestească cuvântul Evangheliei și să ne aducă invitația, știa că ne vom uita la două lucruri. În primul rând ne vom uita la cei care sunt implicați la nunta aceasta. Și nunta aceasta presupune Biserica și Iisus Hristos. Nu cred că cineva de aici ar putea spune ceva negativ de acest mire. Și în al doilea rând, dragii mei, vreau să spun ceva. Iisus știa că o să punem întrebarea, cât costă? Sau care e locația? Ca să știm ce trebuie să ne pregătim, ce trebuie să facem. Și-a venit El pe momentul acesta, oameni buni, și a spus așa, plătesc eu prețul, ca voi să intrați gratis la nuntă. Și aici fac o paranteză, mântuirea e gratis, dar nu e ieftină. De exemplu, dacă cineva din voi mi-ar da astăzi o casă, ca și un exemplu, pe mine nu ar costă nimic asta ce eu. Eu o primesc. Dar pe el l-a costat. Pentru mine a fost gratis. Dar pentru el n-a fost ieftin. Cât costă nunta din cer? Mi-am întrebat oare cât costă. Dragii mei, dacă este ceva ce vreau să aduc în atenție în această seară, este sacrificiul făcut de mire ca să ne cucerească. Nu-mi imaginez o nuntă din punct de vedere lumesc a unui mire care numai de telefon și zice, auzi că în 5 iulie s-a venit să avem nuntă, așa nu se vede niciodată. Sau poate nu ar aranja nimic împreună, sau lucruri de acestea fără dezinteres, fără niciun interes. Dragii mei, Iisus a venit și a coborât între noi ca să ne cucerească inimă. Și când și-a încheiat viața la Calvar, prețul pentru nunta asta a fost un preț atât de mare, încât a stat în grădina Ghețiman și s-a gândit încă o dată dacă va putea plăti. Știți de ce? Ca să aibă sighetul mireasa astăzi. Dragii mei, iată că ce spunea Costa Chionit. Iubirea noastră e mai frumoasă ca orice dragoste sub cer. Căci toate dragostele pierd, a noastră nici de ea nu-i pasă. Și spunea acolo un vers sau o anumită strofă, căci nici un mire n-a plătit un preț mai scump pentru a mireasă. Vreau să vă întreb astăzi dacă prețuiți această invitație. La primele invitații și după nunta care are loc, le pune poate undeva în dulap sau poate la lucrăm. Dar, dragii mei, aș vrea să vă rog astăzi să meditați și să vă gândiți bine la Biblie, la Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă veți ști aceste pagini vă vor spune mai multe lucruri. Nu doar unde e nunta, că asta e simplu. Dar vă va spune această Biblie, acest cuvânt al lui Dumnezeu, cum să te pregătești pentru nunta aia. Ce haine trebuie să porți pentru nunta aia. Dragii mei, această Biblie ne arată cum să refuzăm, pentru că mai este cineva care ne dă invitații în fiecare zi și aceasta e diavolul. Și Biblia spune cum să refuzi și se spune aici dimineață, fugi de poftele tinerețe.
Cineva m-a întrebat care e sportul preferat și am zis fuga de poftele din Areț. Dragii mei, știți care sunt cele mai frumoase nunți din bisericile la care am participat? Și chiar și la mine la nuntă m-am bucurat când a spus cineva, o zis ce frumos se mânați voi doi. Cele mai frumoase nunți sunt nunțile la care mirele și mireasa seamănă. Știți de ce va fi frumoasă nunta noastră? A bisericii cu miră? Pentru că cei doi vor semăna. De fapt, dacă te întrebi pentru ce trăiești, omule bun, tu nu trăiești pentru altceva și Dumnezeu nu ți-a rânduit un alt scop decât să te facă în 70 de ani de viață sau în 30 de ani sau în 45 de ani de viață să semeni cu El. Dar nu ai cum să semeni cu El dacă nu citești invitația aceasta și Evanghelia care spune în fiecare zi cum să dai la o parte minciuna, bârfa, invidia, înjurăturile, tot ceea ce-i străin, nu? Mi-aduc aminte de tribul Chimiala din Papua de Vest, care până în 2010 n-au avut Biblia în limba lor. De fapt, în 2010 au fost anunțați că a fost terminat Noul Testament în traducerea limbii lor. Dragii mei, în ziua când s-a adus un Nou Testament și am urmărit această filmare video pe internet, am luat-o cu lacrimi. În ziua aceea s-a decretat în tribul acela zi liberă. Nimeni n-are voie să meargă să-și caute vânat. Oameni mai primitivi aveau cocioabe de-a lor, îmbrăcăminte sumară. Dar aceștia au înțeles că ziua aceasta e o zi extraordinară. Am fost mișcați să văd oameni îmbrăcați în sărăcia lor, în ceaua mai frumos. Am fost mișcat să văd, cântând de bucurie și exprimându-se în felul lui, cel care dirija aviația, nu mă refer la avioane mari, era un elicopter care venea și era, am văzut la orizont un avion de două persoane care venea să aterizeze și tot tribul era acolo, așteptând cuvântul în limba lor. În momentul când a aterizat avionul acesta, tribul în coloană s-a apropiat de avion. Și cu lacrimi în ochi, bătrânii tribului au întins mâinile. Ei știau ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu, că li se predicase în limba engleză. Dar au fost mișcați și unul dintre bătrâni s-a rugat în felul acesta. Doamne, îți mulțumesc că Tu ai rânduit ziua aceasta în 2010 să aduci acestor oameni neînsemnați ca noi cuvintele Tale traduse în limba pe care o înțelegem și noi. A fost o zi de plâns și de bucurie și cel mai mult m-a mișcat în momentul când o reporteră s-a apropiat de o bătrânică din acel trib. O bătrânică care poate după principiile noastre, dacă am vedea-o aici pe stradă în sigur, poate n-am dat nimic cu ea. Dar, dragii mei, Dumnezeu nu se uită la înfățișarea omului, Dumnezeu se uită la sufletul omului și sufletul ăla are valoare. Și reportera s-a apropiat de acea bătrânică și a întrebat-o, cum te simți în această zi? Și a început să plângă și a spus în felul următor. M-am gândit foarte mult ce voi lăsa copiilor mei pentru că trăim într-o sărăcie cruntă. Ce voi lăsa nepoților mei pentru că nu am ce să le las. Și a început să plângă și a spus așa. Mă bucur că din această zi pot să le dau o Biblie fiecăruia. Și să las, după ce voi pleca din lumea aceasta, sămânța Evangheliei să rodească în ei. Dragii mei, am stat și m-am gândit la invitația asta care o avem. Și o spun astăzi, deși sună destul de trist, dacă pe această invitație s-a pus praful, praful de pe ea, spunea cineva, te va face pe tine praf într-o zi. Stau și mă gândesc că avem de 10 de ani și spunea cineva că o mers să împartă Biblii la o școală și a venit din oficialitate și a spus, nu mai împărțiți Biblii. Și-a zis acel păstor, dacă nu ne lăsați să împărțim aici, le vom împărți când ei vor fi în închisoare. Dragii mei, de ce avem nevoie ca să ajungem la nunta din cer? În primul rând, avem nevoie de o invitație. Dar nu de o invitație pe care se pune praful, ci o invitație care să schimbe ție viața. Știți de ce e valoroasă cartea asta? Pentru că nimeni, nicio carte pe care am citit-o, n-a făcut om din mine. Dar asta a făcut om
și Fiul de Dumnezeu din mine. Și poate face și din tine. De aceea te invit la finalul programului pentru cei care nu aveți. Să vă rugați fratele păstor și sigur veți primi o Biblie. Și dacă o veți, nu uitați un lucru. Nunțele cele mai frumoase sunt nunțele unde seamănă mireasa cu mirele. În al doilea rând, dragii mei, vreau să spun ceva, că nu e de ajuns să ai o invitație. Că sunt mulți care zic, Tatăl Cristi, iau Biblia acasă și sigur voi fi la luta din cer. Fals. Fals. Nu e de ajuns să primesc invitații de la doi miri care se vor căsători peste 3 luni. Nu e de ajuns la asta. Mai e nevoie de ceva. Știți de ce? Gândiți cu mine în Luca 14, de la 18 la 20. Spune cuvântul Domnului aici, așa. E aceeași pildă și continuă cuvântul Domnului după ce au primit invitația, spune aici așa. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se vinovățească. Cel din tâi a zis, am cumpărat un obor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 perechi de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum am însurat. Și de aceea nu pot veni. Trebuie să plec luna de miere. Nu o să-mi las eu bucuria aceasta pentru o invitație. A, e nunta gratis. Și dacă e gratis, nu mă interesează. Ce am înțeles din acest text? Că pentru a participa la nunta din cer, mai avem nevoie de ceva. Și anume, disponibilitate. Frații și surori, m-am gândit mult că mirele acesta al nostru și-a făcut parte pentru noi. Dar știți ce e interesant? Nici o nuntă care a fost făcută cu forța în lumea asta nu a ajuns mai departe de tribunal. Nici o nuntă. De aceea El știe că ține de noi să spunem un da la invitația Lui. Vedeți dumneavoastră, noi ca oameni găsim fel și fel de scuze. Spuneau aceștia că au cumpărat o pereche de boi și vrea să-i vadă. Și acum vă întreb, cine a cumpărat boi fără să-i vadă? Dar nu erau atunci a filmat video să ți-l trimite pe internet să-l vezi, nu? Spunea cineva că a cumpărat aici, spunea, am cumpărat un obor și trebuie să mă duc să-l văd, nu? Îi dacă corale care cu prieteni. Dragii mei, știți ce am înțeles? Că cele mai multe mofturi le facem la lucrurile care nu ne costă nimic. Când îți dă mama rochia aia ca 20, mami, dar nu putea să fie altă. Dar când îți cumperi tu rochia aia din primul tău salar, nu mai faci nicio pretenție. Nu vi se pare că la lucrurile care nu ne costă nimic, avem cele mai mari pretenții? Și omul ăsta și oamenii aceștia spuneau și aveau scuzele lor, dragii mei, dar o să spun ceva, sunt scuze care ne acuză pe noi. Eu dacă vă spun joia, nu pot să merg la biserică, pentru că eu de fapt vă spun așa, pentru mine joia e mai important decât biserica, altceva. Cei din text, dragii mei, au spus așa, pentru noi mai importanți voi decât nunta asta. E mai important un pământ, e mai important un job, e mai important un film, e mai important o ieșire cu prietenii la pizza decât o întâlnire cu mirele. E mai important. Și sunt prieteni în ziua de astăzi, le văd, mai ales la prieteni. O piedică care vreau să o amintesc, e piedica familială, nu spun neam de neamul meu nu a fost pocăit. Cum să fiu eu pocăit? Deci e interesant că mari împărați ai lumii nu au spus neam de neamul meu nu a fost împărat, cum să fiu eu împărat? Sau în domeniul ăsta al avocaturii, nu? Sau al medicinei. Nu zice nimeni, neam de neam, eu nu am fost medic. Cum să fiu un medic? Dragii mei, dragul meu care ești aici, dacă tu ascultați cuvântul, m-aș bucura să dai la o parte orice piedică familială. Dacă tatăl meu, la mine nu a fost cazul, dar fratele Mihai e cazul, dacă tatăl meu fumează și bea, trebuie neapărat să fac și eu la fel. Dacă sunt atâția care umplu pușcările în ziua de astăzi, trebuie să fiu și eu la fel. Cuvântul acesta a venit să ne schimbe în viață, să ne schimbe viața. Deci hai să ne uităm dacă avem o piedică a familiei și o dăm la o parte. Mai este o piedică care întâlnesc
Întâlnesc piedica banilor, nu? Asta a fost piedica tânărului bogat. O zis tânărul bogat, Doamne, eu sunt la cote de 10 și a spus Dumnezeu, da? Scoate foaie de rătiri să dau o poruncă la întâmplare. Porunca 12. Iubește-te pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și-o la 4 și-o plecat. Doamne, eu sunt bun, am văzut bine. Spune acolo, a alergat la Iisus și mi-aș dori să ca tine să alerge astăzi la Iisus. Și totuși, dragii mei, sunt lucruri care de fațadă pot să fie bine, pot să fie bune. Dar în spate, când intră Dumnezeu și te analizează cu cuvântul Lui, cu cântarea, cu poezia, îți dai seama, mai am de corectat și aia, mai am de corectat și aia, pentru că într-o zi trebuie să stau cu mirele la masă. Mai este o piedică care o întâlnesc foarte mult, foarte des, e piedica religie și spune, și am mai amintit un pic despre ea, eu nu-mi las credința mea. Eu am făcut un legământ când eram, și am fost botezat când eram copil mic, deși Biblia spune cine crede și se va boteza. Dragii mei, știți ce e interesant? În Matei 22:3 înțeleg că dincolo de scuze e vorba de voința omului. Scuzele sunt doar paravanul după care ne ascundem noi. Spune aici în Matei 22:3 Mateu a surprins mai bine ca Luca acest aspect. Dar ei n-au vrut să vină. Dar stau și mă, de ce nu au spus? Nu vreau. Și zice, pentru că atunci când te cheamă la biserică, vecinul tău sună mai galant, sună mai frumos, sună mai respectuos, să-i spui, am o altă treabă. Dragii mei, frate și surori, dragi prieteni care sunteți aici, vreau să spun ceva. Nu există nimic în lumea asta mai important ca mântuirea voastră. Nu există nimic în lumea asta mai important ca sufletul tău. Imaginați-vă veșnicia ca și peretele acesta de la un capăt la altul și viața doar o gămălie de apă. Doar o gămălie de apă. Ei bine, de unde se pune gămălia de apă încolo? Înseamnă petrecerea timpului, a veșniciei sufletului tău, ori cu Dumnezeu, ori cu diavolul. Pentru asta e important. Am lucrat atât de mult pentru că spun mulți că sunt diferite piedici în urmă cu 3 luni de zile, în urmă cu sora mea, care s-a botezat la noi. S-a botezat și un inspector de finanțe, un om mare, în Arad. Începuse cancerul să îl macine. Și ajungând într-un bar de spital din Arad, a fost acolo un frate de-al nostru care eu cred că Dumnezeu a trimis și a dat boală numai ca să fie cu ăsta în salon. Nu e o vorbășină să zic că Dumnezeu te-a dus aici ca să nu uiți că înainte lui poziția nu contează. Pentru că poți să fii președintele Americii și să ajungi în ea. Dumnezeu să uite ce ai fost în viața asta, ci ce ai fost din punct de vedere al relației tale cu El. Și omul acela a ascultat cuvântul Evangheliei, fiind la biserică, cuvântul a lucrat la inima lui. M-am uitat la el cum arăta în ziua botezului. Era mai negru la față. Calciul a început să-i schimbe și culoarea. Toți candidații când s-au ridicat în picioare, i s-au făcut poză, flori la sfârșit. El n-avea pe nimeni. Dar îl avea pe El, pe Iisus. O familie l-a chemat la masă la sfârșit. S-a legat o prietenie extraordinară între acea familie și el. Și 3 luni de zile, acest om a trăit cu noi. Și săptămâna trecută, el a plecat în veșnicie. Știți ce l-am bucurat? Că atunci când i s-a spus despre multă adică, nu a zis, mai trebuie să mai inspectez încă 50 de firme, mai am încă o vilă care trebuie să o termin și mai am încă o mașină de cumpărat. Nu. De ce mi se pare frumos la Dumnezeu și la mirele care le avem noi? Că cu 3 luni înainte de moarte, i-a dat șansa acestui om. Dragii mei, disponibilitatea pentru nunta din cer se vede în disponibilitatea care o avem pentru El. Aici. Aici. Eu nu pot să zic, să-i fi soție mea înainte să mă căsătoresc, eu te iubesc. Dar eu tot cumva cineva aici am urmat, nu? E clar că nu merge asta. Deci tu nu poți să zici, Doamne, eu te iubesc. Dar eu tot am preferințele alea mele, am păcatele alea mele în care trăiesc. Dragii mei, nu merge asta. Disponibilitatea înseamnă renunțare la ceea ce ne place nouă, la scuzele noastre, la motivele noastre și ancorare în Dumnezeu și în Iisus Hristos.
Întrebarea mea e, ce scuze aveți dumneavoastră? Sau ce scuze ar putea găsi pentru o invitație așa de mare? Am întâlnit oameni în Biblie care i-au pus condițiile lui Dumnezeu. Au spus Iacov, Doamne, dacă vii cu mine, dacă mă protejești, dacă. Doamne, dacă nu ține program mai mult de ora 12, eu o să vin la biserică. Doamne, dacă nu o să-mi ceară să renunț la clubul care l-am eu deschis cu jocuri de biliard, eu o să mă pocăiesc. Doamne, dacă nu cer să renunț la băutură, să renunț la... Doamne, eu vreau să mă coste cât mai puțin. Chiar dacă vedeți că costa tot, dar vreau cât mai puțin să mă coste pe mine. Ăsta era Iacov, dacă. Dar știți ce, de cine îmi place în viață? De cine îmi place din Biblie? De Habacuc. Și el a zis dacă. Dar în față dacă mai pus un cuvânt. Și spun. Chiar dacă. O zis Habacuc, Doamne, eu nu trăiesc doar pentru mâncare. Că știți că erau un pic de oameni care vreau după Iisus pentru că Iisus le dea mâncare. 5.000 de oameni. Iar frumos, nu? Cu Iisus. Păi tu cheltuiai bani din buzunar. Că îți dea mâncare pe gratis. Dar nu uitați un lucru la cruce, a fost o mână de oameni, nu 5.000. O mână. Și o să seama așa, auzi, Doamne, dacă voi vine acasă într-o zi de la muncă și voi intra în cămară și cămara va fi goală, dacă îmi voi lua coșul gol de smochine, să merg pe câmp să culeg smochine și nu vor fi smochine, mă voi uita dacă nu este grâu sau ovăz sau ouă sau ceva să fac ceva de mâncare, dacă nu este porumb de câmp. Doamne, voi merge în graj pentru că am știu că am găscut un vițel acolo pentru mâncare și nu va fi nimic în graj. O spus apă cu Doamne, eu tot mă voi încrede în tine. Și știți cum își încheia cu mărturia și cartea lui? Trimite mărturia lui să o pună în cântăreții pe note. Ca să se plasă și altora de mărturie. Dragii mei, frate și surori, îmi spunea cineva și spunea în biserica de unde face parte soția mea, eu aș veni la pocăiți dacă pocăiții mi-ar da măcar o casă. Vreau să spun ceva. La noi nu sunt casele în grădini. De la sine. Ce folos să-ți dai cuiva o casă, inima lui se fie legată de casa aia și la primul incendiu să zică dacă s-o alți am plecat și înapoi. Dragul meu, noi nu avem să-ți dăm o casă. Dar spune cântarea am încerc căminul. Deși nici când n-am avut o casă pe pământ. Mi-a fost dată cheia de la întâmplat din Galileea. Ce prin cruce a plătit dobânda grea. Vreau să plec mai departe spunându-vă că nici măcar disponibilitatea nu de ajuns. E veste cam trist, așa-i? Ai invitație, ești disponibil, dar nici măcar asta nu e de ajuns. Matei 22 cu 12. Prietenii, a zis el, cum ai intrat aici fără să ai haina de nuntă? Și răspunsul meu în locul acestui om era așa, am intrat aici pentru că m-ai chemat. Am intrat aici pentru că nu numai că m-ai chemat, am și vrut să vin. Și am spus, da, altfel avut motivele lor, dar eu am venit, am fost disponibil, am pus pe primul loc nunta asta ta. Omul acela a amuțit. Pentru că, într-o paranteză, spun ceea ce spuneam și azi dimineață, va fi o zi când te vei întâlni cu judecătorul tău care astăzi este Mântuitor. Și îți vei aduce aminte de toată viața ta și atunci când te va întreba marele judecător despre motivele care le-ai avut tu, să nu vină anca din cer, tu vei amuți. Dragii mei, știți ce mai avem nevoie în al treilea rând pentru a ajunge la nunta din cer? Avem nevoie de o haină de nuntă. Acum stau și vă întreb care dintre mirețele care au făcut nuntă sau căsătorit în mărătate de biserică. Mă gândesc că niciuna, nu? M-am uitat la soția mea. Primul lucru, când ne-am gândit ce, la ce te gândești când spune muzica și la programarea nunții noastre, zic, este la ochii. Primul lucru la care s-o gândești, primul lucru la care am vrut să rezolvăm, că știam că dacă lăsăm în ultimele 3 săptămâni, o să fie jale. Primul lucru care am vrut să rezolvăm, am fost rochia. Și apoi locația și toate alea. Dragii mei, noi obișnuim celor care spun da, să le prezentăm botezul, cu alte cuvinte legământul, cu alte cuvinte logotna, comirele. Și, în sens spiritual, botezul înseamnă că ai terminat cu viața trecută,
Și de astăzi vei începe o viață nouă. Și știți de ce ne îmbrăcăm în alb în ziua botezului? Ca să simbolizăm primirea unei haine de lume pe care trebuie să o păstrăm curată, atenție. Aici e punctul principal unde am vrut să ajungem în seara asta. Pe care trebuie să o păstrăm curată până în ziua nunții. Nici măcar haina de nuntă nu e suficientă, dragii mei, dacă nu e curată. Spune atât de frumos un verset din Biblie că el va prezenta în fața Tatălui o mireasă curată, fără pată și fără... Ce înseamnă asta? Că și rochia va rămâne călcată. Fără zbârcituri. Dragii mei, vreau să vă spun ceva. Eu dacă sunt îmbrăcat în costum și merg prin Sighet, eu nu-mi permit să mă sprijin de toate statele de tramvai sau ce aveți aici, sau autobuzuri, sau orice altceva. Dacă sunt îmbrăcat în haine de casă, eu îmi permit să fac lucrul acesta. Ce vreau să spun cu aceasta? După ce încheiem un legământ cu Dumnezeu, Iisus Hristos, noi încercăm și dorim să ne trăim viața. Spunea Simeon Cure, când mi-am trăit mereu viața în curății de porunc meu. Noi încercăm și dorim să ne trăim viața așa fel, încât atunci când vom ajunge în cer, să ajungem cu o haină albă. Acum veți spune, frate Cristi, nu dacă știi, dar eu îs ceva în lumea asta sau în biserica asta și pentru mine Dumnezeu va face excepție. Nu va face excepție. Dumnezeu nu va aduna milioane de oameni îmbrăcați în haine albe și Cristi, pentru că au predicat la sine și au slujit, dar au mai avut și păcate ascunse, pe el Cristi o să zică Dumnezeu, acum a făcut și pe la Dumnezeu, că nu se vede o haină murdară între restul, că doar am făcut mici lucruri. Dumnezeu nu face asta. Dragii mei, frate și surori, vreau să vă spun că mirii din lume au nunta programată și vin să-și ia mireasa programată. Eu i-am spus soției mele în 10 octombrie 2010, la ora 8 și un sfert, sunt acasă la tine. Știți care e diferența majoră între o nuntă din lume și o nuntă din cer? Că mirele nostru nu mi-a spus când vine să-mi ia. Că dacă ne-ar fi spus, ar fi trăit cu haine murdare până în ziua când ar veni iar și atunci ar fi schimbat pentru că nu se apropie vremea. Dragii mei, frate și surori, dragi prieteni care sunteți aici, întrebarea la care am vrut să ajung este, ai haine astea de nuntă? Și dacă o ai, ții curată haine astea de nuntă? Adresându-mă bisericii, vreau să spun bisericii, noi putem trăi sub paravanul unor cântări, al unor predispuse frumos, al unor fapte de dărnicie, cu un păcat ascuns, cu haina pătată până în ziua morții. Putem avea păstori deosebit la mormântare, fanfară și cor. Și tot să zic că a fost un om deosebit. Și Dumnezeu, când ajunge în cer, să zică, haina ta e pătată. De aceea vreau să vă cer astăzi să veniți și în lumina acestui cuvânt, că asta e lumina noastră, spuneam și ție mele, tu când ești la vis sau când ești în oraș, îți spun ție înainte cu 3 sferturi de oră. Așa, fetele se pregătesc mai atent. Și când mergi la biserică, tu mergi la oglindă, te aranjezi și mă gândeam, oare cum ar fi programul de biserică dacă în sens spiritual mergi la oglindă aceasta jumătate de oră fiecare? V-ați gândit la asta vreodată? Să zici, măi, și era, mă aduc aminte, noi, biserica din Nicalaca, unde am copilărit, erau o lesie de la intrare, ce-am mintit și fratele. Știi ce scria pe ea? Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Așa era pusă lespe de aia, că toți trebuia să-i călcăm pe ea. Aduc aminte că eram copil și n-am înțeles vreo să fac ceva. Dar mă înfiora când îl citeam. Dragii mei, știți de ce cauză? Pentru că noi oricât ne-am silit, noi avem greșele. Dar e diferență dintre unul cu unul dintre doi. Unul care se scoală din nemol și zice, eu sunt curat. Și unul care se scoală din nemol și zice, eu îmi schimb haina asta și îmi iau o altă haină pentru că sunt murdare. Diferență enormă. Pentru că, dragii mei, noi ne apropiem. Nu de unul din lume, de un om normal din lume și ne apropiem de El, de Dumnezeu. În fața căruia stau unde și cântă, Sfânt, 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 este Domnul, slăvit să fie El. Vreau să mă apropii de încheiere spunându-vă că n-am înțeles ani de zile versetul acesta. Mulți chemați, puțini aleși. Acum am explicația de acolo. Mulți au haine albe, dar puțini. Și le păstrează curat.
Mi-am adus, m-am înțeles încă o dată și am înțeles că nu-i de ajuns să fiu în cartea membrală a unei biserici. Nu-i de ajuns să fiu nici măcar în comite, nu-i de ajuns să fiu nici în cel mai mare loc din punct de vedere spiritual în România asta. Frate și surori, când erau părinții noștri în armată, noi n-am făcut armată, tatăl meu i-a părut rău că n-am făcut armată, dar când erau ei în armată, eram copil și am avut ocazia să asist la și să descoperă un pachet de scrisori al mătușilor mele, care le-a primit de la soților care erau în armată și le-am citit cu mare bucurie. Verificam scrisoarea și întorceam plicul invers. Știți ce scria pe plic în spate? A. Me. Deci să n-am mereu pentru cei care sunt mai tineri. Așa dor era în inimile soldaților după casă, încât își numărau zilele pentru întâlnirea cu logodnic sau cu soții. Știți cum se încheie scrisoarea asta? Cu un amer. Știți unde e pus amerem? Pe ultima pagină. Apocalipsa 22:12. Iată, eu vin curând. Și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Dragii mei, știți ce ne spune parafrazat mirele nostru? Mi-e dor să vă întâlnesc. De 2000 de ani pregătesc locașurile unde v-aș... Dragii mei, vă dați seama dacă la o vilă se muncește câteva luni, dacă ai bani sau termin. Cum va arăta locașul din cer după ce s-a pregătit 2000 de ani? Vă dați seama ce slavă ne așteaptă? Nu merită să dăm la o parte cu noaie, nu pot să numesc altcumva, nu? Ale lumii acestea și să mergem spre cer? Eu n-am văzut încă niciun mir la nicio nuntă care să, în ziua nunții lui, să ia castronul de supă și să meargă în fața miresei lui și să o servească. N-am văzut asta. Dar potrivit cu Luca, Evanghelia după Luca, cerul va vedea asta. Pentru că spune acolo în Luca așa, el se va încinge și ne va scrivi. Și când au plecat din lumea asta, apropo azi dumneavoastră, am avut masă cu el. O zis așa, eu nu o să mai mănânc cu voi asta, până când o să mâncăm din nou în Împărăția Cerului. Dragii mei, vă dați seama în acești ani, care este așteptarea lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos pentru mireasă? Eu cred că Iisus Hristos așteaptă la orice secundă ca Tatăl să zică, poți să mergi cu ei. Dar întrebarea mea e, dacă vine astăzi, ești gata? Dacă vine în momentul ăsta, poți să spui că conștiința ta îți spune că haina ta e albă și curată? Atât de mult îmi place poezia pe care un poet care nu prea își dorea lumea asta, că nu ne mai dorea lumea asta, zice, măi, sper să nu vine Domnul până nu se căsătoresc copiii mei. Sau până nu termin facultate, sau până nu mă căsătoresc și eu. Dar acest frate a fost ani de zile în închisoare pentru Dumnezeu. Și a scris poezia aceasta cu care doresc să închei și să vă las ca și o amintire. Și pe care sper să o trăiți în curând. Și să o trăim. Când va începe nunta noastră, în dimineața fără nori, când va începe nunta noastră, întreaga întindere albastră va fi lumină și splendor. Când fața ta strălucitoare, Iisuse drag, se va ivi, de fața ta strălucitoare s-o stinge stele, lună, soare, iubirea ta ne-a copleșit. Noi, îmbrăcați în alb și soare, uimiți de cerul tău slăvit, străluminați de un veșnic soare, cântând, se-o împune la picioare cu luna harului primit. Când vom zbura străcerii Iisuse, aleșii tăi de pe pământ,
Când sus în cerul lui Iisuse vom sta în slăvi de nespuse la masa ta, omile sfânt. Și suspin acest poet, parcă retrăind acele momente, ah, bucurile întâlnirii ce în suflet, Doamne, vom simți. Ca bucurile întâlnirii și fericirea fericirii n-a fost și nici nu va mai fi. Și putem spune împreună cu poetul, oh, adă clipa așteptată când vom pluti strălucitor, adu întâlnirea așteptată și nunta noastră minunată din dimineața fără nor. Și spun, Doamne, ajută-ne să fim acolo. Amin. Haideți în continuare să cântăm o cântare în comun, ne ridicăm cu toți în picioare și cântăm această cântare. Și după această cântare în comun vom asculta corul lăudând pe Dumnezeu cu o cântare pe care sora Coca va avea o poezie pentru biserica aceasta. Haideți să cântăm cu noi. Refrenul care spune așa de bine azi. Mai este loc, dar nu tata. Astăzi este o zi de har, în care haina ta nu mai poți curăți sângele lui